Persoanele interesate să devină operator de calculator în cadrul secțiilor de votare se pot adresa în acest sens birourilor județene ale autorității electorale permanente. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat sunt prezentate într-un spot de informare lansat recent de Autoritatea Electorală Permanentă. Pot deveni și eu operator de calculator în secția de votare? Da, dacă îndeplinești următoarele condiții. Ești cetățean român și ai domiciliul în România, cunoști limba română scris și vorbit, ai minimum 18 ani împliniți, ai capacitate deplină de exercițiu, ai absolvit învățământul general obligatoriu, ai cunoștințe de bază în tehnologia informației și promovezi examenul de competență. În cadrul aceluiași material se indică pașii ce trebuie urmați pentru cei care vor să devină operatori de calculator în secțiile de votare. Depui personal sau transmiți prin poștă sau electronic o cerere scrisă, datată și semnată la birourile și filialele autorității electorale permanente sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare, dacă ai domiciliul sau reședința în străinătate. Cererea va trebui să cuprindă numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail. Dacă îndeplinești condițiile legale, vei fi contactat telefonic sau prin e-mail de către autoritatea electorală permanentă și vei fi anunțat despre locul și data sesiunii de examinare. Selecția operatorilor din secțiile de votare se face în urma examinării practice. Candidații trebuie să cunoască noțiuni de bază în operare PC, precum introducerea în calculator a datelor, utilizarea poștei electronice și a internetului sau utilizarea unei imprimante. De menționat este că activitatea operatorilor de calculator din secțiile de votare este remunerată sub formă de indemnizație stabilită prin hotărâre a Guvernului.